Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Eu sunt Florentin YouTube și în clipul de astăzi vom construi o nouă super echipă din campionatul Angliei. Este vorba de Chelsea Londra. Mi-ați cerut în ultimul videoclip pe care l-am făcut din cadrul acestei serii de squad builder-uri să fac și echipa celor de la Chelsea și v-am promis că voi face asta. Până în momentul de față, am construit din campionatul Premier League următoarele echipe: FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal. Patru echipe mari. Și în clipul de astăzi construim o altă echipă mare și faimoasă, este vorba de Chelsea. Voi construi atât cea mai mică echipă în bănuți, să spunem așa, cea mai necostisitoare echipă, cât și cea mai scumpă echipă pe care mi-o permit eu, cu un buget de aproape 200 de milioane de coins. Suntem tot pe contul acesta minunat, pe care am făcut și squad builder-uri cu Manchester City acum câteva zile. Deci, haideți să vedem. Dacă vă place această serie de squad builder, dați chiar în momentul acesta un like, dați și un share prietenilor dacă la finalul acestui clip o să vă placă ceea ce am realizat și cel mai important, abonați-vă la acest canal ca să strângem cât se poate de repede 5.000 de abonați și activați și clopoțelul pentru că vor urma clipuri foarte interesante despre FIFA Mobile 21. Haideți să intrăm aici la Squad Builder Challenge să vedem noi cum voi reuși eu să iau logo-ul și kit-ul celor de la Chelsea, pentru că așa am făcut și la Manchester City și așa voi face și în continuare la celelalte echipe din Premier League. Mai mi-a rămas Tottenham, Leicester și Everton. Care echipă vreți să apară în următorul videoclip? Scrieți-mi chiar acum la comentarii. Eu le voi construi pe toate. Toate echipele de aici le voi construi, atât SBC-urile, cât și cele mai scumpe echipe de aici, adică să vă arăt cum ar arăta cea mai bună echipă și cam cea mai scumpă, pe la 100 de milioane, cred că mă va aduce și acest clip, dar haideți să vedem. Chelsea. E fantastic un astfel de logo să aveți prin club, cam asta este cea mai ieftină echipă posibil, vă costă cam 2 milioane să o faceți, eu zic că merită dacă sunteți fan Chelsea și vreți să aveți logo-ul celor de la Chelsea și kitul lor. Logo-ul, atât logo-ul cât și kitul se păstrează pentru sezonul următor, deci eu zic că merită acolo să aveți prin arhivă astfel de chestiuni. Și acum, având în vedere că am luat logo-ul și kitul, haide să mergem pe market și să construim împreună echipa celor de la Chelsea. Cea mai bună echipă pe care o putem alinia în acest moment. Înainte de asta, haideți să punem noi aici logo-ul și kit-ul. Haideți să vedem, avem... Cred că acesta este, da? Kit-ul de la Chelsea și logo-ul de la Chelsea este aici. Bun. Și exact cum am făcut și în videoclipul de ieri, voi da și un meci de Versatec la final. Da? Haideți să intrăm pe market să vedem ce echipă ne construim. Cred că voi utiliza un sistem base, un sistem 4-3-3, dar să vedem defend, holding sau attack, sau chiar sistemul simplu 4-3-3. Haideți să începem cu portarul mai întâi. Aici aș fi avut câteva opțiuni, stați ca să selectez eu campionatul Angliei și echipa Chelsea. Bun. Aș avea mai multe opțiuni aici, desigur și jucători de bronz. Ar fi Kepa, unul dintre portari, și ar mai fi Mendy, care tocmai s-a transferat la Chelsea. Probabil îl vom vedea titular în viața reală, dar nici măcar nu îl găsesc aici. Ba da, costă cam 40 de milioane, cel mai ieftin din câte știu eu, deoarece de-abia a apărut și se face foarte greu Mendy în momentul de față, dar pe la finalul evenimentului se va face mai ușor.
Da? Deci în aceste 12 zile rămase din sezon, eu vreau să construiesc foarte multe echipe, foarte multe squad builder-uri, pentru că sunt frumoase și eu zic că prind destul de bine. Pentru asta trebuie să dați un share prietenilor ca să facem multe vizionări la acest clip. Deoarece merită. Da? Haideți să îl luăm totuși pe Kepa de 93. Voi pune eu aici. Și cred că era undeva la 4 milioane Kepa. Haideți să vedem dacă am dreptate sau nu. 3 milioane, 2 milioane, 1 milion jumătate. Wow, ce ieftin este. Da, chiar nu mă așteptam la un asemenea preț. Hai să vedem dacă e sub 1 milion jumătate. Da, 1 milion 400 de mii. Ok, 1 milion 300 de mii chiar. Bun. Deci ne-am luat goalkeeper-ul și acum continuăm și ne vom lua un right back. Dar să vedem pe cine vom lua noi aici. Să vedem dacă avem vreunul de 89. Nu. Să văd mai întâi ce opțiune aș avea la right back. Ok, Aspilicueta. E 2 milioane jumate, văd. Pe el îl voi lua pentru că este un card de la Star Pass și încerc să formez această echipă a celor de la Chelsea cu cât mai multe carduri diferite, desigur toate vor fi speciale cardurile. Cred că ăsta e cel mai ieftin, la 2.200.000. Și acum haideți să ne luăm și un left back. Să văd ce opțiune aș avea la left back. Avem ceva? 88 plus. Prețul ăsta nu. Hai să eliminăm prețul, să vedem ce găsim. Bun, Marcos Alonso sau Chilwell. Cred că sunt scumpi ambii, 27 de milioane Chilwell. Cam scump și undeva la 7-8 milioane. Cred că este Marcos Alonso. Hai 82 atunci, să mai scădem. Îl găsim din nou pe Aspilicueta, dar nu-l pot lua pentru că l-am luat deja right back. Probabil 81 va fi un Marcos Alonso. Da. Este și ăsta vreo 600 de mii, cel puțin. Hai să vedem dacă este sub 1 milion măcar. Alonso de 81, da, e 500 de mii. Destul de ieftin, dar nu cred că merită să risc să iau un Alonso de 8 milioane sau pe Chilwell care era 30 de milioane. Așa, ăsta este undeva la 348 de mii și este și animat cardul acesta, deci arată mișto. E, la Central Back o să cheltui mai mulți bănuți. Clar. Nu voi pune nicio sumă momentan, să văd ce opțiuni voi avea. Pun din start un 87. Cred că este Christensen pe aici. Așa ar trebui. E la 2 milioane, cred. Da, 1.600.000, să vedem dacă îl găsim. El este și titular la Chelsea, deci nu e 1.600.000, dar e puțin peste 1.600.000. Da, îl găsim aici la 1.630.000, ceva de genul. L-am luat și acum îl voi lua pe Rudiger. Rudiger următorul, nu știu dacă e sub 5 milioane. Ar fi bine să fie sub 5 milioane. 88 și nu-l găsim sub 5 milioane. Șase milioane. Băi, dar s-a scumpit și Rudiger. Oricum e un fundaș foarte bun și era și normal să se scumpească acum pe final de sezon când toată lumea își caută niște jucători buni pentru echipele lor. E, 6 milioane 300, e bun. Îl luăm pe ăsta că este primul. Și acum haideți să trecem la linia de mijloc noi. Să vedem niște CDM dacă găsesc.
Da, un Jorginho ar fi și un Kanté. Interesant. Milioane cred că este. Sunt fiecare cred că e 4 milioane. Hai să vedem. La Kanté am cam multe opțiuni și la Jorginho văd că e 3.300. Stați să punem aici mai întâi pentru Jorginho. Bun, 2.700, 1.500 la bid. Asta ar însemna că ar fi sub 2. Cred că ar fi sub 2 jumate. Da? Îl găsim aici sub 2 și jumătate, bun. L-am luat pe Jorginho și acum haideți să mergem să luăm pe Kanté. Nu-l vreau pe ăsta de 91. Măcar 93 să fie. Ok. milioane și cred că îl găsesc. Da, este singurul Kanté. Bun. Luăm și pe el. Să vedem ce mijlocaș central voi găsi acum. Nu cred că se găsește vreunul la prețul ăsta. 88, Kovacic. E, ar fi interesant, Kovacic. 89, ia. Nu găsim 89. Dar voi lua ceva out of position. Știu că avem un CM interesant. Pe ăsta îl luăm. 2.900.000 de bănuți. Chiar dacă este cea mea, arată super mișto cardul. Ne luăm și un left winger, desigur. 89 găsim sigur. Oho, Pulisic, arată super interesant. Card de la Flash Sale. V-am spus că o să iau jucători diferiți, de la programe diferite, ca să arate echipa epic. 2.600.000 de bănuți. Nu cred că îl găsim la prețul ăsta. But, oh, 700.000. Nu se poate așa ceva, ce preț ridicol are. Și arată super mișto cardul ăsta. Incredibil, 400.000 de bonuți. Nu mă așteptăm la așa ceva. Right winger. Aș avea niște opțiuni. William, Pedro ar trebui să fie. Unul din ei e cu siguranță pe aici. Hai să vedem la sub 1.000.000 de bonuți. Nu găsim. 2 milioane de bănuți, găsim cu siguranță. M-am înșelat. 3 milioane de bănuți. Dacă nu găsim nici așa. Ba da, găsim așa. E 26, 2.400 ar fi. Da, nu sunt mulți. Da, 2.300 ăsta îl luăm. Bun, William și atacantul cred că va fi Abraham. Dar îl vreau pe cel de 97. Ăsta arată super cardul și este și un program diferit față de celelalte. 2.400, wow, e cam ieftin pentru un card de 97 și arată mișto rău cardul. Și nu prea m-a costat cine știe ce echipa asta și arată senzațional, cred. Vom introduce imediat jucătorii în lot. 2.200. Și cred că acum ne-am completat lotul. Bun. Și mergem noi frumos ca să și introducem în lot. Deci avem un 4-3-3 defend. Foarte șmecher. Bun, deci îl avem pe Kepa în poartă. Văd că are și skill boost. Probabil l-am crescut eu diving, oare? Da? Arată interesant. Hai să vedem, statusurile sunt bune. Statusurile nu le voi citi pentru că aș pierde niște timp inutil. Doar vi le arăt.
Haideți să vedem left back-ul, care este Marcos Alonso. Are și skill boost, cred că balance. Nu, defending, ok. E bine că am skill boost de data asta față de videoclipul cu Manchester City, când nu prea am avut skill boost la jucători. E, din păcate, Azpilicueta nu are skill boost, cred că nici Rudiger nu va avea, deoarece are holding la skill boost. Azpilicueta are reaction la skill boost, de aceea nici nu are, deoarece nu am crescut acest skill boost. Lângă Azpilicueta, cred că îl voi pune eu pe Christensen, care are marking, dacă nu mă înșel. Da, marking are. Statusuri interesante. Haideți să vedem, lângă Christensen va veni Rudiger, deoarece fundașul din partea stângă, fundașul central din stânga, dă mai mult cu capul decât fundașul din partea dreaptă. De la mijlocul la, din mijlocul apărării. Dar fără skill boost, acest Rudiger este extraordinar. Statusuri geniale, le-ați văzut și voi puțin mai devreme. Haideți să ne alcătuim acum și linia de mijloc. Până acum avem următoarele programe. Avem Kepa de la Carnival, Marcos Alonso de la Team of the Week, foarte interesant. Îl avem pe Rudiger de la Easter, Christensen de la Boxing Day, Azpilicueta de la Star Pass. Haideți să vedem CDM-ul Jorginho, care cred că are și skill boost. Are skill boost de 7 și este de la Treasure Hunt Atlantis. Super, super mișto. Da, are box-to-box la skill boost. Statusuri geniale, pe apărare, pe atac, e foarte echilibrat băiatul ăsta. Și de aceea îl pun în dreapta, deoarece va apărea mai mult la finalizare. Și Kanté este un pasator foarte bun și vine de la Team of the Year cardul ăsta. Deci un nou card diferit față de celelalte din... De asemenea, long passing are la skill boost, de aceea vă spuneam că pasează foarte bine. Și CM va fi un CM, pentru că am evitat să folosesc un card Kovacic de 88, am vrut să am toată echipa peste 89. Și aici îl folosesc pe băiatul ăsta de la FA Cup, un alt eveniment senzațional și cardul ăsta e senzațional. Da, acel Marcos Alonso nu e peste 88, din păcate, dar ceilalți sunt. Ok, acesta este Barclay, Ross Barclay. Skill boost counter, nu l-am crescut skill boost-ul, dar se va descurca cu siguranță băiatul. Arată mișto evenimentul, de aceea l-am și ales, să am evenimente diferite în cadrul echipei. Bun, îl avem aici pe Pulisic de la Flash Sale, deci un alt eveniment diferit față de celelalte. Haideți să-i vedem și statusurile, are skill boost-ul dribbling, văd că l-am crescut pe acest skill boost. Right wingerul este William de la UEFA Champions League, deci un alt eveniment. Și ăsta are tot dribbling la skill boost. Foarte interesante statusurile. Și strikerul este de la Top Prospects. Este vorba de Abraham. Nu știu ce skill boost are, probabil shooting, hai să vedem. Nu, acceleration are la skill boost. Acceleration, dacă vrei să spunem așa. Statusuri foarte bune și chiar sunt curios cum va juca echipa asta la Versatec. Arată senzațional echipa, deci toți jucătorii sunt de la programe diferite și chiar îmi place, mie chiar îmi place cum arată designul echipei. Spuneți-mi și părerea voastră la comentarii. Nu știu dacă apreciați că am făcut această echipă pentru a fi toți jucătorii de la alte programe. M-a costat echipa asta cam 30 de milioane. Destul de ieftin, nu e foarte scumpă, se putea și mai scumpă, se putea chiar 500 de milioane să faci o echipă de la Chelsea, dacă o vrei pe cea mai scumpă, dar eu zic că echipa asta este decentă și pentru un fan, pentru un fan Chelsea chiar e senzațională echipa. Avem aici o eroare, habar n-am de ce, haideți să reîncercăm.
Să jucăm la Division Rival. Division Rivals. Nu ne lasă să jucăm la Division Rivals. Incredibil așa ceva. Imediat mă gândesc și eu unde aș putea juca acum. Nu știu de ce apare această eroare. Hai să încerc să joc la Liga atunci. Să jucăm așa, să vedem cum s-ar descurca echipa. Joc și eu la campionat aici. Aici n-are cum să-mi apară eroare. Da, văd că se încarcă aici, deci va merge. Să vedem niște faze. Oricum îmi va da multe faze, cred că de la mijlocul terenului, deoarece sunt în dezavantaj de overall. Nici nu m-am uitat cât are echipa, sincer, overall. Deci Manchester City a avut 109 și imediat vom vedea cât are și echipa celor de la Chelsea ratingul. Văd că îmi dă kitul cu alb. E de deplasare kitul ăsta. Haide, arată-mi și mie overall. Te rog. Și am 105, deci mai mic decât City. Din păcate se mișcă în lag meciul. Avem aici, cred că, un kit de la FCSB la adversar. Hai să vedem cum s-ar mișca acest Abraham. Wow, ce fault urât acolo. Să vedem cine ne bate loviturile libere. Jucător cu numărul 5. Cine e? Jorginho? Interesant. O nouă lovitură liberă. A văzut ei că bate frumos Jorginho și mai n-a dat una, dar acum nu a bătut la fel de bine. L-avem pe William la balon, îi pasează lui Pulisic. Hai să încerc de aici un șut jmecher. Nu prea iese. N-am șutat eu destul de tare. Pulisic, Abraham și apără portarul lui. Hai să vedem ce intrează Jorginho. E, măcar ne-au apărut și fundașii acum. E, și mai ne apar fundașii și pe fază de apărare, pentru că el are atacuri, din păcate. Văd că rezist atacului. Bun, rămâne 1-0. Să încerc măcar 10 goluri să-i dau. Sau vedem câte reușesc pe videoclip. Nu cred că voi lăsa până la finalul meciului videoclipul și uite cât de bine apără portarul ăsta. Hai, Abraham, măcar un gol. Măcar un gol, Abraham, deja lagul devine excesiv. Nu se poate așa ceva. Abraham nu prea este ce trebuie, da? Hai, un gol cu fundașul și gata. A centrat-o slăbuț, dar vine destul de bine fundașul acolo. Da, venea destul de bine fundașul acolo. Și ce este? Nu-i nimic. Ok. William, dacă e gol, nu e gol, băi, e bun portarul ăsta. Pulisic. E, a ieșit cu mingea afară. Aici nu prea am soluții. Bun, Abraham. Îi pasează cea meului. Băi, bun, bune apărătorii. William, să vedem acum cum va șuta William. Și apără portarul, din păcate. Haideți să continuăm. Îl vedem pe Abraham acum la balon. Abraham ar fi bine să-i pasează lui Pulisic. Îi pasează foarte bine. Șutează Pulisic. Este gol. 2-0, băieți. Dacă reușește și Abraham să marcheze un gol, încheie în clipul.
Dacă nu mai așteptăm, mai avem timp, câteva secunde în acest joc. Să marcăm și cu Abraham. Câteva minute în acest joc, secunde în realitate. Abraham, lovitură de cap și gol, mă! Gol Abraham cu capul. Și poate se evidențiază și apărătorul nostru, Christensen. Christensen, las pe automat acolo și las destul de bine. Vine Marcos Alonso și rezolvă faza. Marcatorul primului gol al nostru mai execută o lovitură liberă în zid, din păcate este corner și am o șansă mare să mai marchez un gol. Bate Jorginho. E, n-a fost să fie nici aici. Hai că așteptăm să se termine tot meciul atunci. Dacă tot am așteptat până minutul 40, avem o fază. Pulisic. Vine și apără portarul. Fantastic portar. Peste poartă, logic. Am tras eu tare. William. Îi dă lui Pulisic. Ce aș putea eu face de acolo? Să centrez, logic. Dar nu știu dacă ajunge cineva la balonul ăsta decât fundașii lor. Și mai îmi las o fază oare? Da, ultima fază probabil. Va fi o centrare la bătaie acolo. Și să vedem ce face Pulisic. Ratează uimitor. Da, doar 3-0. Bunicel meciul, dar am ratat două grid șanse. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi, băieți. Am construit echipa asta minunată a celor de la Chelsea. Eu sper că v-a plăcut și a ieșit ceva destul de interesant. Și până la următorul videoclip în care voi construi o nouă echipă din Premier League, eu am fost Florentin YouTube, voi ați fost voi. Toate cele bune, la revedere!